Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Începe emisiunile din această toamnă cu un subiect fierbinte, referendumul. Din punctul meu de vedere, cele două tabere care au apărut în jurul acestui subiect au exacerbat ostilitățile. Și acest lucru este oarecum artificial. Deoarece este un demers democratic, fiecare poate să meargă, să spună punctul de vedere, iar cei care vor avea majoritatea vor câștiga. Așa e în democrație. Pentru a discuta despre referendum, despre familia tradițională, am invitat în studioul nostru pe părintele Alexandru Mihail Niță, de la mănăstirea Sfântul Constantin Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus. Bine ați venit pentru prima dată în emisiunea noastră, Părinte. Bine v-am găsit și mă bucur că avem prilejul să vorbim despre evenimentul care va avea loc în acest weekend, sâmbătă și duminică, 6 și 7 octombrie. Și ați prezentat partea tehnică a acestei alegeri, dar deasupra și în profunzime este acea divergență și bifurcație între cei care doresc ca familia să fie așezată așa cum a așezat-o bunul Dumnezeu, soție și soț, bărbat și femeie, și nu doi soți care ar putea implica ideea de homosexualitate. Și pornind de la această realitate mentală, psihică, fizică și creștinească, trebuie să ne gândim de unde au început aceste disensiuni în lumea creată de bunul Dumnezeu. Prima ruptură a fost, așa cum a mărturisit Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelie, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger aici pe pământ. Deci aceasta a fost ruptura. Lucifer, care era cel mai strălucitor dintre toți arhanghelii, a fost și el supus unui orgoliu crescut din ceilalți îngeri care l-au văzut atât de frumos și l-au ridicat și el a vrut să-și facă în cerurile primordiale un tron la fel ca a Domnului Iahve Sabaot Adonai, creatorul văzutelor și nevăzutelor. Și atunci el a fost expulzat din ceruri, unde? Aici, pe pământ. Tot aici, pe pământ, s-a petrecut și a doua bifurcație dintre Adam și Eva și Dumnezeu pe de-o parte și ei pe de-altă parte. Cum? Tot vicleanul căzut, expulzat din ceruri, s-a dus la Eva, nu la Adam, și i-a spus să guste din fructul interzis. Dumnezeu le-a spus, gustați din toate câte sunt aici, dar de acest fruct, mărul acesta, să nu vă atingeți. Deci ei au înțeles, dar femeia care nu a fost creată așa cum Adam a fost creat din suflarea lui Dumnezeu, ci femeia care a fost creată din coasta lui Adam, a auzit șoapta șarpelui. Gustă, că nu o să fie nimic, nu se întâmplă nimic. A gustat, să vezi ce bun e. Adam s-a trezit, a gustat și el și atunci au fost și ei goniți din Eden. Unde? Tot aici, unde suntem cu toții. Datorită neascultării, la sfatul Creatorului și căderea în șoapta trădătoare, în șoapta neascultării, în șoapta mândriei,
De aceea, această bifurcare s-a făcut în vremuri imemoriale, cu mii de ani în urmă, pe Pământ, și a fost lăsată în acest fel cu patriarhii care au venit, cu profeții care au venit să le explice oamenilor. Oamenii n-au înțeles, mai mult decât atât, i-au dat și pe ei deoparte. De ce? Pentru că apăruse plăcerea idolatriei, a dezmățului, a petrecerilor și a bețiilor care culminau în desfrânare totală, totul trup, totul plăcere, totul blasfemie. Din această cauză, Dumnezeu, după ce a trimis profeții și patriarhii Vechiului Testament, care nu au avut niciun succes în a repara căderea lor, a trimis pe cei trei îngeri care au venit la stejarul de la Mamvri și după aceea s-au dus la Sodoma ca să-l salveze de acolo pe Lot. Toată cetatea Sodomei era plină de desfrânare, de homosexualitate. Din această cauză a apărut sintagma sodomie, care vine de la Sodoma. Homosexualitatea, urâciune în fața lui Dumnezeu. Și a început negocierea între îngeri și Lot. Lot a zis, după ce a spus, ia-ți femeia și familia să ieși, că cetatea asta va arde pentru păcatele ei. Dar Lot a zis, dar dacă sunt 50 care sunt cuminți, nu au fost 50, au căzut târgăiala, 20, 10, nici unul. Toată cetatea era prinsă de această patimă nenorocită a desfrânării și a rupturii de Dumnezeu și de credința în Domnul Creator și jertfă făcută exponenților luciferici, satanici. Și atunci ei au plecat dimineața și îngerul i-a spus femeii lui Lot să nu întorci capul să vezi ce se întâmplă. Și în spatele lor a venit focul care a ars tot. Femeia lui Lot a întors capul și a rămas împietrită. Statuia ei de piatră poate fi văzută și astăzi pe malul Mării Moarte, unde pe șosea este scris Sodom, locul unde a fost Sodoma și că acum e acoperit cu Marea Moartă. Ei, sodomia aceea a continuat până astăzi. Cei care vor să păstreze sintagma între doi soți vor să-și acopere și să-și legifereze starea lor păcătoasă. De aceea, pe bună dreptate, familia și referendum pentru familie a dus în față adevărul care trebuie legiferat. Familia este formată din bărbat și femeie după cum a rânduit Dumnezeu. Toate astea sunt sub acoperirea celor care vrăjmășesc și care, așa cum ați spus, s-a ajuns la o vrajbă și la o ură verbală și uneori chiar fizică de neîntâlnit pentru oamenii aceleiași țări. Minoritatea, ei sunt în... Minoritate clară. Clară. Da. Vrea să impună această stare. Și trebuie să știm că toate astea vin de la viclean, de la duhurile rele. Și avem aici mărturii iconografice despre diavolul care este, a fost în lume, satana, și care învrăjbește oamenii pe care îi supune acestor nefaste chemări ale lui
către neascultarea față de Dumnezeu. Și am adus aici o carte, micuță, de vreo 100 și ceva de pagini, scrisă de pastorul Richard Wurmbrand, intitulată Marx și Satana. Marx, care a fost cel care a generat marxismul, marxism-leninismul și... Iar marxismul și după aceea a venit Lenin... Exact, da, și ce? Urmașii lui. Da. În această carte scrisă de Richard Wurmbrand, care a fost și el un marxist, inoculat în copilărie și în tinerețe ca să facă parte din această congregație satanică, cum spune el aici, prin mila lui Dumnezeu a fost închis în închisorile comuniste, unde s-a întâlnit cu mărturisitorii creștini care au avut sfârșitul de la Aiut, de la Gherla și din alte părți. Și acolo, alături de părintele Mina Dobzeu, a înțeles adevărul pe care eu l-am spus acum în două cuvinte și s-a botezat creștin. Și din perspectiva creștină, Richard Wurmbrand, evreu dintr-o familie de evrei, scrie cum și Marx a fost creștin în tinerețea lui, în această carte, Marx și Satana. Și vedem cum prim capitol, vedem aici scrierile creștine ale lui Marx. Și vorbește aici de câteva manuscrise din copilăria lui, când era elev la liceu. Și spune, iată ce spune, cine a fost Marx? La începutul tinereții sale, Karl Marx își făcuse o profesiune de credință din a fi și a trăi ca un creștin. Prima sa lucrare se numește Unirea credinciosului cu Hristos. În această carte citim următoarele cuvinte frumoase. Prin dragostea lui Hristos ne întoarcem inimile totodată către frații noi noștri care sunt legați de noi în chip lăuntric și pentru care El s-a dat pe sine însuși ca jertfă. Scris de Marx. Așadar, Marx cunoscuse calea care trebuia urmată pentru ca oamenii să poată fraterniza și să se iubească unii pe alții, și anume creștinismul. El continuă, litere italice, citat, unirea cu Hristos conferă înălțare spirituală, mângâiere necazuri, pace sufletească și o inimă capabilă de dragoste pentru aproapele tău, capabilă de orice faptă bună și nobilă, nu de dragul ambiției și gloriei, ci numai de dragul lui Hristos. Scris de Karl Marx. Cam în aceeași vreme, Marx scrie și în dizertația sa intitulată Gândurile unui tânăr la alegerea carierei următoarele. Religia însăși ne învață că idealul către care înălțuim noi cu toții este religia. S-a jertfit pe sine însuși pentru omenire, Hristos. Cine ar îndrăzni să tăgăduiască această învățătură? Dacă am ales postura în care putem înfăptui maximum pentru El, cu E mare, nu vom fi niciodată copleșiți de greutatea poverilor, deoarece acestea nu sunt decât sacrificii făcute pentru binele tuturor. Iată-l pe Marx, binefăcător al tuturor. La început, Marx a avut convingeri creștine. Când a terminat liceul, în certificatul său de absolvent, în dreptul rubricii cunoștințe de religie, erau scrise următoarele cuvinte. Cunoștințele sale despre credința și morala creștine sunt destul de clare și bine asimilate. El cunoaște într-o oarecare măsură și istoria bisericii creștine. Cu toate acestea, într-o teză scrisă în aceeași perioadă, Marx repetă de 6 ori a distruge, cuvânt pe care colegii nu l-au folosit nici măcar o singură dată în decursul acestui examen. De aceea el a și fost poreclit distruge. De ce? Pentru că, zice el,
Pe mine nu mă vizitează nimeni, ceea ce îmi convine, pentru că oamenii de astăzi pot să mă, și aici o expresie obscenă, toți sunt niște ticăloși. Deci la sfârșitul liceului s-a produs ruptura și iată primele scrieri contra lui Dumnezeu. El scrie într-una din poeziile sale: vreau să mă răzbun pe acela care domnește deasupra tuturor. Așadar, el era convins că există unul care domnește deasupra tuturor, dar îl dușmănea, deși cel de sus nu-i făcuse niciun rău. Și sunt multe, multe mărturii ale acestei realități. Deci, de la această stare antică și modernă, vedem divergența dintre bine și rău, dintre creștinism și anticreștinism sub toate formele lui, care, iată, în țara noastră apare în această situație și în această perioadă de început al unei atât de frumoase dorințe a noastră să ne integrăm după jumate de secol de comunism marxist pe care eu l-am trăit de la un capăt la altul, deși m-am născut chiar în timpul monarhiei și acum, iată, se întoarce în alt chip, dar pentru a alege cuvântul da sau nu la referendum, trebuie să înțelegem lucrurile astea. Da înseamnă familia lăsată de Dumnezeu, bărbat, femeie, prunci, bunici, nepoți, familii mari și frumoase. Și uitându-mă pe internet pentru a mă documenta pentru această emisiune, am găsit mărturii din Statele Unite ale unor copii adoptați de familii de același sex. Și o tânără care fusese adoptată de două lesbiene crescută deplângea faptul că ea nu și-a cunoscut tăticul și a dorit atât de mult să-l vadă și să-l cunoască pe tăticul ei și nu vrea ca și copiii ei să nu aibă un tătic. Deci, în disputa pe care o parcurgem acum, vedem cum în aceste familii monoparentale sau cu doi părinți de același sex, copiii au de suferit. Vor suferi negreșit fiind în comparație cu ceea și nu vor înțelege. De aceea noi trebuie să spunem da. Pentru că cine nu spune da, ajunge în infern și aici trecem la un alt nivel al emisiunii noastre, anume la existența sau neexistența iadului și a diavolilor. Prima mărturie, prima predică a Domnului nostru Iisus Hristos, după ce a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în Iordan, după ce a postit 40 de zile, nu a fost predica de pe munte, a fost predica de pe muntele Carantania. Vedem aici un mozaic pe care l-am văzut chiar în 1996 la Carantania, când Domnul nostru Iisus Hristos s-a lăsat ispitit de trei ori de diavol. Vedem aici cele trei ispite. Prima ispită spune: dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, zice Vicleanu, poruncește pietrelor să se transforme în pâine. Și Mântuitorul spune: scris este, nu numai cu pâine se hrănește omul, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci asta este hrana noastră, cuvântul lui Dumnezeu. Din
Sfintele Scripturi, din Noul Testament, din Vechiul Testament, din cărțile de rugăciuni și așa mai departe. După aceea, l-a ridicat, cum vedem în această mărturie iconografică apuseană, pe acoperișul templului de la Ierusalim. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici, vor veni îngerii să te salveze. Vedem aici la fel, același lucru. Scris este, răspunse Domnul, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și a treia este aceasta. L-a suit pe vârful muntelui, Carantania, și a spus, închină-te mie și toate câte le vezi, ți le voi da ție. El și-a prevalat afirmația în aceea a stăpânului lumii. El este stăpânitorul temporar al lumii. Și Hristos i-a spus, piei Satanos, scris este să nu te închini nimănui decât Domnului Dumnezeului tău și nimănui altcuiva. Deci, cei care sunt în această situație, închină-te mie și îți dau tot ce vrei. Primesc iahturi, primesc excursii costisitoare, primesc conturi în bancă. Îi vedem, după ce sunt prinși cu o cauă mică, să duc, cum se întâmplă chiar astăzi, s-a anunțat, că cele două doamne foste ministre sunt în Costa Rica și există un mandat de recuperare a lor. Da. Și ca ei, ca ele, sunt mulți, mulți, mulți alții. Ei bine, acei alții finanțează o anume categorie de oameni care vor să câștige fără să muncească și fără să gândească, doar să execute niște ordine, pentru care noi trebuie să ne rugăm și să îi vedem nu ca pe vrăjmași, pentru că porunca 11 este porunca iubirii vrăjmașului. Și Mântuitorul spune așa, în acest poem pe care mi l-a dăruit Dumnezeu în mintea mea, ochii gândului deschidem, Doamne, ca să pricep tainele tale ce se desfac din muguri în petale, de aripi îngerești florale, unduite în plutiri spirale dinspre lumile astrale. Deschidem fereastra cugetului larg, ca să mă având pe-al curcubeului catarg, împodobit cu pânza giulgiului tău sfânt, care te-a înfășurat sub piatra de mormânt. Acolo, între cele trei iubiri, de Dumnezeu, de aproapele și de vrășmași, tainic sălășluiesc acele fericiri spre care ne-ai chemat să fim părtași. Vrăjmașul îmi va aduce fericirea când îmi va simți iubirea de care niciodată n-a știut după viața în care toate l-au durut. Și atunci iubirea se înmulțește, crește, iar vrajba în lacrimi se topește. Astfel și în inima lui va înflori un cânt. Acum ai primit sămânța ta de sfânt. Starea aceasta trebuie sublimată. Nu trebuie crescută vrajba din partea noastră. Ce să spun? Iartă-l, Doamne, că nu știe ce faci. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și atunci vrăjmașul este și el uluit de o stare pe care el nu o înțelege, că el tot timpul a vrut să lupte, să bată, să ciondănească. Nu cunoaște iubirea. Și atunci asta îi dăruim iubirea, să le dăruim iubirea și celor din jurul nostru, să mergem cu toții la vot, să spunem da, și astfel să îi ajutăm și pe ei să înțeleagă ceea ce nu înțeleg acum. Părinte, vă mulțumesc pentru această frumoasă, pot să-i spun chiar predică, și cu siguranță ne vom vedea
și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc și să urăm telespectatorilor noutăților o bucurie pe care să o simtă atunci când vor înțelege cu sufletul, cu mintea, dar și cu chemarea lui Dumnezeu către bine, către frumos, către normal, către familia care trebuie să crească, să înflorească, să-și ducă până la sfârșit cele de pe care le are de făcut pe pământ, ca într-un glas să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, amin. Vă mulțumesc încă o dată, dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.